Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip super șmecher de pe acest canal de YouTube. În clipul de astăzi vom deschide multe, multe pachete și un Icon Player Pick, bineînțeles, pe contul meu. Sperăm la un Ultimate Birthday. Nu știu când vedeți voi clipul ăsta. Momentan în pachet este Ultimate Birthday Team 1, așa că sperăm la cardurile astea, nu știu, Gullit și alții care mai sunt șmecher și nu o să ne pice cu siguranță e atât de bun, dar totuși poate acolo ceva. Dacă vreți să cumpărați coins pentru UFC 24, intrați pe Usevambai, aveți primul link în descriere. De aici apăsați buy pe suma pe care doriți să o cumpărați, iar apoi în coș dați add a discount și neapărat adăugați codul CHIPI pentru a beneficia de 6% reducere. Nu uitați și de un like acolo, să facem cât mai multe. Bineînțeles, un subscribe ar ajuta foarte, foarte mult dacă nu sunteți abonați. Și hai să începem cu pack opening-ul chiar acum. Începem așa cu un Jumbo Premium Gold Pack. Avem toate pachetele de la Rivals. O să facem 8 de ori 20 de la SBC. O să facem mai Icon Pick-uri și multe player pick-uri și mult, mult content în clipul de azi. Continuăm cu un 81x2 de ăsta. Poate dă știi, frate, nu știi niciodată de unde vine norocul. Da, uite, Italia KB 83 acerbii. Ba nu, 85 bastonii. M-am bucurat, zici că ce card special mi-a dat. Așa că vom deschide chiar acum Rare Players Pack, pachet de 50.000 de coins, din care avem tot gold și nu avem workout. Este 85, Chalhanoglu. Foarte interesant, mă așteptam și eu la ceva mai bun. Încă un Rare Players Pack, după care rămânem cu 5 pachete. Tot gold și de aici nu mai vrea să dea un Ultimate Birthday. Franța, sâtă, Kylian Mbappé. De la Lyon? De ce de la Lyon, frate? Ce e ăsta? La Cazet 83! Rare Players Pack, pachet de 50.000 cu la Cazet 83, nu cred. Și acum e momentul să vedem dacă premiile de la Rivals chiar s-au updatat sau doar așa, că îți dă mai multe pachete și sunt la fel de slabe. 84 ori 5, vreau Ultimate Birthday, e gold! De ce nu dă Ultimate Birthday azi, e stricat? Ce ești, double lockout, haide, dăm double lockout că mă supăr. Ce e cu pachetele astea? Ah, mă, frate! Am văzut special la toate. Ce special? Uită-te ce îmi pică. Mamă, trebuie să facem ceva. Stați, băieți, un pic că e stricat jocul. Haide, iar 84-5. Deci ăstea sunt teoretic pachetele noi de la Rivals. Am tot vorbit despre ele. Să vedem dacă ne și aduc ceva bun. 84-5 din nou fără card special. Însă nu cred că nu e workout, nu? Mamă, 85 cel mai mare. Bă, frate, nu există. Păi băi, eu n-am cum să fac icon-ul, stați un pic. Eu n-am cum să fac icon-ul, dacă nu-mi dă din pachetele astea fodări, eu n-am cum să fac icon-ul. Degeaba voi vreți să fac icon-ul, că n-am cum să-l fac dacă nu-mi dă ceva. Bă, frate, nu există. Iar 84-5, dă bă măcar de aici, în sfârșit. Hai, cu ceva bun, Rolfo. Hai mă, Rolfo și cu Araujo. Hai, te rog eu, Rolfo cu Araujo. Hai mă, Araujo mă, haide! Araujo și mă, iară Roord, dacă nu mi-a picat Roord de 418 ori, nu o mai suport. Nu o mai suport pe Roord. Du-te bă de aici. Am mai rămas cu 286 ori 2 ori, de aici avem 4 workout-uri garantate. Însă, din ăsta vom avea un icon Ultimate Birthday. E gol din nou. Scoți, uite, îmi dă 86, de 86 ori 2 cu 2 de 86 sau ce îmi dă? Bă, frate, mă las de jocul ăsta, nu mai m-am supărat. Chiar aveam așteptări să-mi dea ceva azi, ia uite. Robertson cu Odegaard, haide băi. Chiar nimic să... Ia uite, e și da applicate ăsta. Haide. Bă, n-am vrut să deschid ăsta, dă-mi ceva. Ultimate Birthday, da, am vrut să-l deschid celălalt. Ce-mi dă? Palinia. Hai mă, bă, cred că-s doi de ăștia, mă. Mamă, doi Ultimate Birthday. Palinia cu... Stai, de ce pică aceeași că-l sparg? Bă, nu mai suport. Bă, am văzut pe ăștia de 418 ori. Bă, frate, ăștia doi pică în continuu, m-am săturat. Bă, frate, n-au inspirație ăștia de la ei. Îmi dau aceleași carduri. Începem cu ăsta din mijloc de aici. Primul, full 81. Superb am început. Următorul, 84, ok. Încă un player pick de aici, din 84, bun. Hai să spargem gheața cu un workout.
Și tot 84. Minunat. Următorul cu un inform 85, nu e rău. Am din nou ceva inform în club și asta e bine pentru următoarea perioadă în care vom avea ceva upgrade-uri, nu știu. Un duplic de acolo și încă un player pick 85. Dar încă niciun workout informul ăla dacă se pune ca workout. Primul Ultimate Birthday. Hai că da, 85 din nou. Hai mă cu workout-ul ăla, unde e workout-ul? Aici, uite-l, 87, bun. Next, haide, workout, iar, back to back. Na, no! N-am vrut să iau pe asta din greșeală. Asta e, se mai întâmplă. 87, da, Modric. Încă unul. Și 84. Ok. Ne băgăm pe toți în club și mai avem 3 picuri. Carvajali și 3 double, haide mă. Și Lavel. De când nu mi-a mai picat Lavel? Wow, ce bucurie pe mine că mi-a picat Lavel. E și varianta cu 5 wick-fu, ce tare. Hai că da. Încă unul, 83, super. Și ultimul. Poate un ultimate birthday din nou, nu? Un 85. Merge, ce să zic, 3 workout-uri, un 90. 82 ori 20. Și mă. Haide, l-am deschis, dăm ceva bun. Nu e ultimate birthday, nu știu ce e, Franța, RW, Olise, ah. Și ești doar un workout de Future Stars, du-te, bă. Doar un workout, frate. Slab, rău și 10 duplicate-uri, nu. Bă, ce fac cu ăștia, mă? Ok, haide, 82 ori 20, te rog. E oare momentul în care prind eu un card bun? E gold. Little, te rog, double. Dacă nu-i double workout, înnebunesc. Este double workout, dar oricum nu mi-am scos fodării. Deci, am băgat 2 de 86 și 1 87. Trebuie să vină. Uite, Ruben Dias, hai că e ok. Ruben Dias, 89, iar pe spate. Nu cred că are ce să fie bun, nu? Pe spate, 11 duplicate-uri de data asta. Dacă data trecută am avut 10 și mi s-a părut mult, acum am avut doar 11 duplicate-uri. Superb. 85 plus player pick. Oare primești și eu ceva bun sau nu? Cine știe? Este 88 Renard. Merge că informul ăla mai bine 88, că am destui informe. 88 e ok. Haide mă, te rog. 82 ori 20, am deschis. Ultimate birthday, unul bun, haide. Milinkovic Savic, da. Na, nu cred că e double lockout, nu? Nu e, hai, numai ăsta, frate. Din tope cu unul singur. Măcar de era double lockout. Da, aiurea. Din nou, duplicate-uri. Grămadă. Ok, hai să-i băgăm și pe ăștia. Vedem unde îi mai băgăm. Hai să vedem un nou 85 plus player pick. Poate ne dă un ultimate birthday icon. Mi-aș dori din acest player pick. 87 sau inform. Asta e o alegere dificilă. 87, bă, că am inform mult rău de tot. Ei bine, tot ce ați văzut până acum în acest clip a fost și pe live, a fost înregistrat acolo. Însă, ce vedeți de acum încolo va fi făcut offline, să zic așa. Și am mai pregătit aici 6 pachete, după care vom mai face iar 82 ori 20, 85 plus player pick și nu în ultimul rând, de fapt, icon player pick-ul. Hai să începem cu aceste pachete, din care sper la fodări, ca să pot termina și eu icon pack-ul. Hai că în picul, de fapt, scuzați, unde mai am nevoie de câteva carduri acolo ca să-l pot face. Iar acum 83 ori 2, după care 85 ori 5 și 86 ori 2, nu știu în ce ordine. 83 ori 2 dăm direct. Germania, că am un workout, ar fi foarte bun, dar e Borussia Dortmund și asta înseamnă că probabil are 84. Da, 2 de 84. Ok, mergem, să spunem așa. Iar acum 85 ori 5 și 86 ori 2. Haide cu, nici nu știu care e mai bun, care e mai slab. Hai cu 86 ori 2 primul. Și mă, 3, 2, 1 și l-am deschis. Hai cu un ultimate birthday, e gold. Ok, două workout-uri de gold. Hai măcar cu rating-uri mari. Cross primul, nu, Gundogan 86. Și hai cu unul mai bun după, frate. Hai cu un rating mai mare. Marquinhos, bă, eu am zis un rating mai mare. Ca metaforă un rating mai mare, nu 1.
Adică nu plus 1, un rating mai mare, un 89-90. Ok, hai să-l băgăm la SBC deja. Iar acum, băieți, 85x5. Haide mă, bă, unde-s FP-urile? V-am smut la FP-uri să fac o schemă, au scos FP-uri, nu știu ce, care-i treaba, probabil un bug. Haide cu ceva win din 85x5. Vreau un ultimate bird, ar fi senzațional să ne dea și e gold. Haide mă, nici din pack-ul ăsta. Franța, o, nu, doar Usman Dembele 8-6. E double workout, dar aveam așteptări mai mari la pack-ul ăsta. Mă gândeam că îmi dă ceva jucători de ratinguri mai mari. Haaland 91, măcar atât. 91 Haaland, 86 Dembele. Iar pe spate încă un workout. Ohoho, mamă, 3 în formă. Bă, e bine, sincer, nu mă pot plânge. 3 în formă înseamnă destul de mult. Am completat chiar acum, băieți, acest Ultimate Birthday 100 upgrade, sau cum se va numi el. Nu știu, nu voiam inițial să fac pack-ul ăsta de nicio culoare, însă aveam informul ăla de aplicație și am zis, hai să încercăm și pack-ul ăsta, să vedem ce ne poate pica. Știu că conține și silver și bronze, însă are și, nu știu, 40 de gold rari. Astfel că eu cumva un ultimate pack e destul de șmecher, zic eu. Poate nu mă aștept la, nu știu, ultimate birthday sau ceva, însă mi-aș dori fodder ca să pot face apoi și 82x20 și să mai facem SBC-uri până facem mai că nu. Așa că 100 players pack, hai să vedem. Este ultimate birthday Germania. Cum, ok, cred că e. Nu, e staci. Avem double lockout? Avem 2. 2 ultimate birthday, te rog mă. Bă, mi-a picat ăsta de 100 de ori. Hai cu unul bun acum, Araujo, ceva. Cine e ăsta? Milinkovic Savic. Mamă, bă, aceeași pică asta mă oftică. Că pică aceeași carduri, dar totuși nu ne putem plânge. 2 Ultimate Birthday din acest pachet cu 100 de jucători. Iar pe spate, mamă, bun. Încă 2 workout-uri. Zic, bă, un pachet bun. Nu-mi pare rău că l-am făcut, sincer. Oare putem avea și un Ultimate Icon Birthday la final? Nu cred. Nu, nu este. Cum era să avem și un Ultimate Birthday Icon? Bă, un pachet ok, da, totuși, nu știu, 6 workout-uri, destul de bine. Avem chiar acum ultima echipă pregătită și sperăm la ceva cât mai bun din Icon. Chiar sper, frate, să prindem și noi ceva din acest Icon Player Pick din primul. Știți că nu mi-a dat prea bine, dacă ați văzut clipul, dacă nu puteți să mergeți să-l vedeți. Avem din nou un 88 plus Thunderstruck Winter Wildcard or Toti Icon Player Pick. Din nou, bineînțeles, un Stars Reveal, imaginea este pregătită. Iconul este și el aici înconjurat de 2 carduri Ultimate Birthday, așa că hai să-l deschidem și sperăm să ne dea și ceva bun. L-am deschis, haide-mă, cu un Toti Icon bun, ceva din acest Icon Player Pick în care am băgat din nou mulți fodări și chiar sper să fi meritat de data asta. Primul Icon, ne ducem like în profile și hai să încep. Chiar am emoții, primul. Haide mă, bă, m-am dus prea mult, frate, m-am dus like în profile. Primul, așadar, portar, doamne, am început rău. Casilla Standards, la care e un portar excepțional, dar nu în condițiile în care eu îl am deja pe Cech Toti. Ok, nu asta îmi doream. Următorul, haide mă, de aici, hai cu unul bun, 75 physical. Ok, poate fi eventual ceva ofensiv, dacă îl ajută dribbling-ul. Nu îl prea ajută dribbling-ul, are reactions, ball control, dar în rest nu shoot. Cred că e Garincha Winter Wildcard, nu, e Lineker Winter Wildcard. Hai mă, frate, nu cred că nici de data asta nu-mi dă un card bun. Wow, iar ultimul, deja speranțele sunt spre zero. Ultimul, 68 physical, nu are defending, dribbling-ul e destul de bun, dar agility balance nu e wow. Și slab este Owen Winter Wildcard. Nu-mi vine să cred că din nou n-am prins nimic bun. Da, o să luăm Casillas din nou, foarte, foarte dezamăgit. Winter Wildcard ăia în fiecare pic și mă deranja dacă era un Vieira Toti lângă ei, cu toate că aveam și Winter Wildcard, dar Casillas nu e ce-mi doream. E bine, băieți, cam acesta a fost clipul de azi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați, dați acolo un like, un share și un subscribe, am fost Chipi, vă mulțumesc pentru vizionare, o zi sau o seară faină, depinde când v-ați uitat acest clip, nu uitați de Iusef, în bai dacă vreți și voi coins la cele mai bune prețuri, pa, pa!